Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Astăzi vorbim despre totul despre scouting, o disciplină foarte importantă în cadrul oricărui sport, dar cu precădere în cadrul fotbalului, despre ce înseamnă acest departament, cât este el de important, cu Bogdan Costicea, managerul de scouting de la FC Voluntari, și colegii mei, Cristi Pulhac și Ionel Luțan. Bine ați venit, dragilor! Bine ați venit, domnule Bogdan! Este o disciplină despre care cred că foarte mulți sunt curioși să știe exact ce înseamnă, ce faceți, ce reprezintă această arie profesională în domeniul unui sport despre care știm foarte bine are o mare nevoie de o arie de selecție din ce în ce mai mare. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Ne mulțumim că ați venit, suntem foarte relaxați astăzi. E un debut și pentru mine. Și Bogdan e scump la vedere, adică Așa este, foarte mult să vin în emisiunea asta, mai ales că e o emisiune interesantă. Prima dată când apar și eu la televizor. Să sărbătorim în cazul ăsta. Da. Nu, deocamdată avem timp. Meseria mea, în primul rând, necesită o foarte mare dorință de muncă. Nu îți ia decât tot timpul pe care l-ai. Doar atât. Nu ai timp de absolut nimic. Dacă îți dorești să faci o carieră din acest lucru, trebuie să oferi aceste meserii și la modul cum am făcut eu în România, pentru 6 ani de zile, tot timpul l-am luat de la familie, de la copii, de la soție și l-am oferit fotbalului. Haideți să adică, le spunem celor de acasă, înainte să începem cumva discuția, să definim puțin ce înseamnă această profesie de scouter. Pentru că sunt convinsă că mulți aud deseori la televizor, la emisiunile de profil, la radio, eu știu, scouter. To scout înseamnă să cercetezi. Să cercetezi, da. În primul rând trebuie să fii foarte curios, ca să zic așa, ca om. După care povestea mea vis-a-vis de meseria asta începe undeva în anii 2003-2004, nu știu să vă spun exact, la meciul Sevilla-Steaua. Steaua-Sevilla. Unde am urmărit meciul de Champions League, cred că era competiția, de pe copertina stadionului Ghencea. Nu mai erau locuri sau de ce neapărat? Nu știu pentru ce motiv am ajuns acolo, dar am stat și am urmărit meciul împreună cu mai mulți prieteni de pe pasarela care deservea pentru mentenanța becurilor. Juan de Ramos era antrenor, iar în tranzițiile care se făceau în timpul partidei, se transforma din 4-4-2 pe fază defensivă. Modulul de joc. În 2-4-4. Adică, dar să înțelegem că tu te-ai urcat sus ca să vezi mai bine tactică. Sub nicio formă. A fost o întâmplare. Și din momentul ăla, așezarea spaniolilor fiind pur și simplu ca o grafică, pentru că era atât de clar cum se modifica și culoarea albă a tricourilor se vedea perfect și mi s-a părut ceva incredibil la momentul respectiv. Și am început să aprofundez. Nu-mi place antrenoratul, nu-mi plac problemele de tactică sau, dar am descoperit în chestia asta proverbialul ochi a vedea, a simți în primul rând, o să și da. Și am început să dezvolt, să mă documentez, să întreb. Pot să spun că am aprofundat vis-a-vis de acest lucru și am intensificat în ultimii 10 ani. Și pot să consider că este mentorul meu în meseria asta, alături de domn profesor Cornel Jurcă. Un specialist la nivel de fotbal juvenil în special. Care a dispărut din fenomen, dar eu îl țin la curent, comunic foarte des cu dânsul, îi mulțumesc pentru absolut toate sfaturile pe care mi le dă și tot timpul mi-am ghidat așa drumul vis-a-vis de meseria asta, pe ce mi-a cerut dânsul. Apropo de asta, Bogdan, să spunem că dumnealui, un tehnician recunoscut în fotbalul românesc, pune un fel de parafă pe jucătorii pe care tu îi remarci, oarecum îi prezinți într-un fel, dă o idee, o sugestie, ceva de genul ăsta? Doar îmi spune modalitatea în care dânsul a reușit la cel mai înalt nivel, se știe, gașca nebună de la sport, jucător de echipă națională, antrenori formați și așa mai departe,
Dar dânsul a avut un fel de, pot să spun, singura persoană care îmi poate spune în meseria asta ce să fac. Și la ce să te uiți în primul rând? La ce să mă uit, asta nu mai discut, că sunt foarte multe, sunt dar foarte vis-a-vis de cariera mea, datorită dânsului am ales să merg la CFR, când mi s-a oferit posibilitatea la FCSB să merg la echipa mare și mi-am spus că nu este momentul, am ținut cont de ce a spus dânsul și am mers la copii și juniori la CFR Cluj. La fel, la propunerea domnului director Bălănescu, când am venit la FC Voluntari, dânsul a fost iarăși o persoană pe care am ascultat-o, am consultat-o în alegerea mea de a veni la FC Voluntari. Bogdan, spuneai de cluburi importante, CFR, FCSB Voluntari. Da. Diferă foarte mult activitatea de scouting, în special Bogdan Costicea, în funcție de clubul pentru care lucrezi? Sunt diferențe majore sau în inimă tiparul este același? Nu, din punctul meu de vedere, eu fac scouting pentru la anumite categorii de vârstă, pentru echipa națională. Eu nu fac pentru FCSB, pentru CFR, pentru FC Voluntari. Copiii pe care eu îi aduc sau consider că fac obiectul muncii mele, dacă din punctul meu de vedere nu au perspectivă să ajungă la echipa națională, nu. A, deci tu practic îi pregătești într-un fel pentru echipa asta națională. Asta înseamnă să dai randament. Am înțeles. Pentru că ar trebui să scad nivelul. Pentru că automat, FCSB se rezumă la un anumit nivel de competiție, CFR la un anumit nivel de competiție, cu tot respectul, noi la FC Voluntari să spunem că nu suntem la același nivel de competiție buget cu CFR Cluj. Dar din punctul meu de vedere, noi în momentul de față, ca și viziunea mea vis-a-vis de centru de copii și juniori, FCSB trebuie să fie FC Voluntari trebuie să fie mai mult și decât FCSB, și decât CFR, și decât FARU. Eu am adus copii în centru de copii și juniori la FC Voluntari, de la CFR Cluj, de la FCSB, de la Rapid, de la Dinamo, de peste tot. În momentul în care, pentru a avea această activitate, ca să-i lămurim cumva și pe cei de acasă, dumneavoastră, practic, trebuie să mergeți și să vedeți copii care au potențial și care ulterior pot fi aduși. Încercăm să explicăm un pic în limbajul tuturor, astfel încât să fie foarte, foarte clar la ce ne referim când spunem scouting. Practic, dumneavoastră mergeți, observați acești copii cu potențial, cu diverse calități. Știu că există totuși o schemă destul de clară de calități pe care un copil trebuie să le întrunească și ulterior discutați cu clubul pentru care lucrați, astfel încât să acel copil să fie adus, dacă este cazul. La modul în care eu am fost organizat și la FCSB și la CFR și acum la FC Voluntari, nu am avut o comisie de evaluare nici la FCSB, nici la Steaua, nici la CFR, nici la Voluntari. Copiii pe care eu i-am adus sau i-am recomandat să fie aduși în centrele de copii și juniori sau chiar direct la echipa mare în anumite cazuri, sunt copii care au dat randament. Nici eu nu pot să am un procent de reușită de 100%. E greu. Nu garantează nimeni pentru o resursă umană. Sau nici măcar de 50% sau nici măcar de 75%. La Ajax Amsterdam se consideră un an reușit dacă 1,5 copii ajung la echipa mare. 1,5 copii se calculează în 2 ani, trebuie să avem 3 copii din centru de copii și juniori. Numai că Ajax-ul face selecție mondială. Au un departament de scouting de au foarte mare. 100 de persoane mult, care lucrează pentru lucrul ăsta. În diferite țări ale lumii, evident. Peste tot în lume. Nu există loc din lume care să nu fie acoperit. Vorbim de, probabil, unul dintre cele mai bune sisteme de scouting din lume. Da? Acum sunt persoane cum este directorul de scouting de la AC Milan, care la fel și-a dezvoltat o rețea proprie, cum sunt cluburi cu alte posibilități financiare și care nu au niciun fel de barieră în ceea ce privește bugetul. Eu am dezvoltat rețeaua de scouting personală, fie că am lucrat la Steaua, la CFR sau la FC Voluntari, am dezvoltat o rețea de scouting personală în care mi-am
făcut prieteni sau să zicem colaboratori care să poată să fie aproape de viziunea pe care eu o am. Pentru că indiferent de ce îmi doresc eu, dacă profilul pe care îl caut, Ionel sau Cristi îl văd altfel, nu pot colabora cu mine. Dar poate să fie o părere. Bineînțeles, da. Dar eu caut și în teren, peste tot în țară, să aibă viziunea la, să, cam la să fel, gândească da. La fel ca mine, să caute în primul rând copilul care are partea cognitivă dezvoltată foarte tare, să fie un copil inteligent, să fie un copil care să aibă o reacție în gândire foarte bună. Nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată partea de fizic. Pentru că, da, pentru că bravo, aici este destul. Foarte simplu de lucrat pe parte fizică, 6 luni de zile îl transform pe oricare copil într-un cyborg. Dar dacă vreau să obțin calitate superioară, nu pot să obțin decât cu un creier performant, cu o reacție în gândire performantă. Toți copiii pe care eu i-am selectat în cariera mea au avut acest atribut. Da. Au fost copii foarte inteligenți, copii care în viziunea mea sau în proiecția mea spre viitor au putut să facă acel total pe care îl văd eu când el devine senior. Practic, tu te uiți în primul rând la talentul jucătorului și la cum gândești în primul rând în teren. Pentru că, exact cum ai spus, partea fizică o poți dezvolta foarte rapid. Pentru că am avut antrenori care, de exemplu, spuneau, mamă, ăsta e pătrățele, da, putem să facem... Îl luăm. Adică tu dacă iei pe baza asta doar faptul că e înalt și putem să-l punem atacant, dar nu te uiți la alte calități ale lui, practic e... Bineînțeles, aici ține și de abilitatea fiecăruia în a observa anumite lucruri. Da. Pentru mine cel mai important, am spus, este partea cognitivă. Partea cognitivă, partea de modul cum se învârt rotițele. Am înțeles. Și cum vă dați seama de această prin deciziile pe care le ia, prin modul, în ceea ce înseamnă scouting ultra performant la cel mai înalt nivel, pot să vă exemplific, ieri am primit o invitație pentru un copil pe care l-am în grijă. Și în afară de dată de naștere, poziție în teren, caracteristici generale, vor să știe ce lucrează mama, ce lucrează tata, ce studiare, care este dispoziția lui de a învăța, dispoziția lui pentru ceva nou și așa mai departe. Acomodare, evident. Bineînțeles. În toate cluburile care se respectă, există un departament care monitorizează aceste lucruri. Și în afara terenului. Bineînțeles. Pentru că știu foarte mult că cluburile din străinătate se interesau foarte mult în momentul când noi primeam o ofertă. Bineînțeles. Și de comportamente. Cancaniada din jurul... Păi definiția în engleză este asemănătoare cu definiția ritmului în care cei de la serviciile de informații naționale, da, își caută viitorii studenți. Exact, bravo, la fel. Acest intelligence, adică această bază, este căutată fix la fel pe aceleași principii. Funcționează asemănător. În momentul în care ceilalți se interesează de viața total externă a copilului, în afara zonei sportive, da, viața părinților, vecinilor, cum se înțelege cu ei, cum se înțelege cu profesorii la școală, cum se înțelege cu copiii. Dacă a avut conflicte, dacă nu a avut conflicte și ulterior îți poți da seama de personalitate. Și apoi vine partea fotbalistică. Dacă ai toate aceste argumente... No. Primul, te uiți, partea fotbalistică. Dar aici plecăm. Partea și restul completează. Dacă atrage partea fotbalistică, dacă este... Ne uităm la următoare. Încep și faci un research mai amănunțit. Uite, dacă n-ai voie, Bogdan, mă uitam, evident că fiecare club pentru care ai lucrat, pentru care vei mai lucra, are optici diferite legate de acest compartiment. Bine. Și mă uitam acum, două echipe importante din România, Rapidul, găsește vreo 10 jucători între 16 și 18 ani în toată țara pe care deja îi aduce în Giulești pentru a-i pregăti pentru echipa de mâine, să spunem, în timp ce echipa CFR aduce din Ghana jucători de 17-18 ani. Evident că fiecare echipă își face politica pe care o crede de cuvință, nu? În încercarea de a găsi jucători de succes pentru mâine. La CFR Cluj, în afară de jucătorii din Ghana, și e un jucător deosebit, dacă vă referiți la... nu rețin foarte bine numele. E Boah, da, un jucător foarte bun, da? Are și câțiva copii în afară de cei pe care eu i-am adus și de cei pe care i-am luat de acolo. În afară de acei copii, are copii în genul de copii și juniori foarte buni, care cu siguranță vor face pasul către prima echipă.
Eu mă bucur că în foarte scurta perioadă în care am fost la CFR, doi dintre copiii pe care eu i-am adus acolo, unul născut 2004, a debutat la Liga 1, chiar în finala de la Buzău, care urma să fie cu Steaua, și portarul Adiță Frânculescu. La momentul respectiv, 17 ani neîmpliniți. Da, o vârstă foarte frumoasă. L-a luat în meci de Conference League. Da, Bogdan, da, aici este discuția, spunea și Cristi, spunea și Alice, este foarte, foarte amplă. De ce? Pentru că, da, Bogdan Costicea găsește. Din fericire, mai avem materie primă, dar intervenim la problema primei echipe, în care antrenorul, din păcate, stă pe sârmă și el este foarte reticent în lansarea tinerilor jucători. Îi iei în anticamera ta, vezi că au calitate, dar totuși tu i-a curs foarte puțin credit. De multe ori se întâmplă acest lucru, ești de acord cu mine? Aici nu prea pot să spun că mai este treaba mea. Da, evident că nu este. Discuția se duce într-o direcție cumva departe de subiectul... Suntem tot aici, într-un fel. Doar să gândim vis-a-vis de randamentul pe care îl dă un departament de scouting. Și, într-adevăr, aici la ce ai menționat, da, trebuie să ai tot timpul o echipă. Și cu ocazia asta, că tot ai ridicat mingea la fileu, așa, la FC Voluntari, într-un an și două luni, și mă mândresc cu lucrul ăsta, este singurul centru de copii și juniori din țară care are la Liga a treia Dinu Todoran licență pro. La Liga de Tineret, Emil Ursu licență pro. Un antrenor pe care l-am adus din Spania, care a antrenat la cel mai înalt nivel în Spania, licență pro. Ghinoiu Cristian, la Under 17, la Under 16, Costel Pan. Nu are nevoie de prezentări niciunul dintre ei. Cu Dinu Todoran am vrut să colaborez la Steaua, mi-a fost deturnat din drumul către Centrul de Copii și Juniori și Liga a treia de domnul Becali și a fost luat la echipa mare. Emil Ursu era director tehnic, l-am rugat frumos, am insistat, este unul dintre cei mai productivi antrenori de copii și juniori și aici... Eu am fost la el. Lansat de dumneavoastră. Da, confirme, da, da. Am avut mult timp. Prin satelitul Câmpina la echipa mare a lui Dinamo, Cristi Pulha, jucător cu prezență la echipa națională, jucător care a jucat în prima diviziune. Și a avut mulți de Emil, da. La 15 ani de la Pitești, jucător de echipa națională. Și atunci... cu acest antrenor care e noutate în fotbalul din România, pe care îl avem la categoria de vârstă 2006. Cristi este un antrenor tânăr, care a lucrat în Spania la cel mai înalt nivel, licență pro. Suntem singura academie din, sau centru de copii și juniori din România, care are pe cele mai importante structuri de 11 la 11 antrenori cu licență pro. Costel Pană, la fel, a câștigat campionatul în Arabia Saudită, a antrenat la cel mai înalt nivel, a preluat o grupă, iar pe mine nu mă interesează să obțină rezultate cu o grupă de copii și juniori. Toate că ele au fost anul trecut, în finalul turului, echipa s-a dezvoltat foarte bine. Și amândouă echipele. Și au obținut rezultate, Emil Ursu a făcut, pot să spun, minuni. Dar pe mine mă interesează să iau un jucător, să-l urc mai sus și el să fie potențial bun al echipei mari în contextul în care este fotbalul mondial în momentul de față. Pentru că în Germania se folosesc copii, în Franța se folosesc copii și nu cred că fac lucrul ăsta pentru că au nevoie de sânge proaspăt. Da. Nu, este o posibilitate să dezvolți niște bani ca să nici să mai cumperi, pentru că costă foarte mult. De ce să nu iei un copil care are talent să-l crești și să-l ia al club, înțelegi, să-l dezvolte și tu după aia să-l cumperi cu nu știu câți bani de la el? Adică trebuie să mergi și pe considerentul ăsta, că tu ai nevoie. Da, dar te-și întreba felul următor. De ce un tânăr jucător? Hai să dau un exemplu acum, Rareș Pop, da? Care atrage perfect în acest moment, să vede că are calitate. De ce eu clubul, întâmplătorul UTA, să spun FC Voluntari, de ce să nu păstrez eu jucătorul ăsta și în jurul lui să creăm o echipă? De ce la prima strigare putem să renunțăm la un jucător de genul ăsta? E adevărat financiar, care înseamnă ceva.
n-ar fi oare mai util ca eu să-l păstrez la mine într-un proiect generos pentru viitor? Da, dar aici intervin mai mulți factori. Poți să-i păstrezi în momentul în care ai, să spunem, niște generații destul de valoroase și poți să menții 2, 3, 4 ani de zile pe niște salarii, ca automat un copil junior nu are salariul unui senior. Vine pe o rețetă financiară mică, un salariu, să zicem, de 1000 de lei, de 2000 de lei, de 5000 de lei, nu te costă cum te-ar costa un senior consacrat, no, 1000 de euro. No. Și atunci, dacă aceste generații și vin în cascadă unii după ceilalți într-un centru de copii și juniori cu o selecție foarte bine făcută, vin la unii după ceilalți, la rând, jucători de valoare eligibili ca și talent, ca și noroc, să spunem, pentru că și asta este foarte important, vin la rând, poți să formezi o echipă tânără, așa cum s-a format, a existat la sportul studențesc, o echipă cu o medie de vârstă de 20 de ani, 21 de ani, și care s-a bătut la campionat. Ce vreau să spun, Bogdan, că tot faci referire la sportul studențesc. Înspre deosebire de celelalte echipe și majoritatea și acum, pentru că de ce te-a întrebat Ionel, la sportul studențesc era de acord și conducerea. Pentru că dacă ești de acord ca tu să promovezi doar tineri, automat tu te gândești, asta e politica clubului. Adică eu mă gândesc că probabil și cei din conducere ar trebui să fie de acord cu antrenorul ca să-i dea curajul de a băga un jucător tânăr și de a nu-i face presiunea în care, de exemplu, ar folosi doi tineri la un meci și, de exemplu, n-ar fi un rezultat pozitiv, să simtă presiunea scaunului. Da, eu personal am stat de vorbă cu, în afară de discuțiile pe care le-am și care sunt interminabile, cu domn profesor Cornel Jurcă, eu am discutat de foarte multe ori și cu domnul Vasile Șiman. Tot vis-a-vis de acest lucru, pentru că mă interesează. Este o situație, să spunem, care a existat în România. Deci nu este o poveste. Da, 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 da. Este un fapt real. Dânsul și în viziunea dânsului la momentul respectiv, asta a cerut. Modul în care s-a făcut acolo selecția, modul în care s-a făcut creșterea acestor copii, a dat randament. Da. La cel mai înalt nivel, jucători aduși la echipa națională, da? Jucători vânduți pe milioane și nu-s puțin, foarte mult. Okay, eu am fost la sportul și știu, am fost 6 luni deci acolo. Eu știu foarte bine pentru că am întrebat lucrurile astea. În ceea ce privește posibilitatea ca noi, asta este, să zic așa, faptul care mi-a dat așa un refresh la munca pe care o fac la FCE Voluntari. Pentru că chiar dacă în momentul de față, să spunem, lucrurile nu sunt așa cum îmi doresc eu, sau, dar nu e important ce îmi doresc eu. Sunt oameni în conducerea clubului și care împărtășesc aceeași viziune. Și este foarte important că să avem răbdare. Corect. Și să avem de la copiii care, să zicem, sunt în club, au fost copii în club și sunt copii în club cu reale calități. Nu doar ce am adus eu. Da. Pot să numesc unul dintre ei pe care l-am împrumutat într-un proiect. Un an și jumătate va ajunge să joace la Liga a doua, la Unirea Dej. E vorba despre un copil născut 2005, Simeon Florin, care are o perspectivă imensă. Era un copil pe care l-am găsit în centru de copii și juniori la FCE Voluntari. Practic, nu l-am mai dus de nicăieri. Da, doar am... doar am muncit un pic mai mult cu el. El a avut o progresie incredibilă și acum așteptăm să culegem roadele. Este un copil crescut de FCE Voluntari. Am înțeles. El cu siguranță va fi jucător la prima echipă în viitor apropiat. Și atunci, cu copiii pe care eu am spus și mai devreme înainte de începerea emisiunii, avem câțiva copii cum nu are nimeni în România. Copii care cu siguranță vor fi la lotul național al României. Care din punctul meu de vedere, doar așa ceva care nu ține de fotbal să se întâmple ca ei să nu ajungă. Am înțeles. Dacă vorbim despre copii pe care i-ați descoperit, haideți să discutăm, să intrăm un pic și într-o latură așa a poveștii. Care ar fi ceva nume
presa scrisă vorbește despre Tavi Popescu, care ar fi unul dintre cazuri, care ar mai fi alții? Sau cum, unde și în ce situație? Sunt foarte mulți copii, dar nu neapărat de Tavi Popescu. Prefer să vorbesc mai puțin de trecut, sau, dar din, ca să facem, să dăm așa o latură mai de basm sau de poveste, o să vă povestesc un lucru care pe mine, care pot să spun în momentul de față, este cel mai important lucru în cariera mea. Toată lumea, dacă spune cel mai important lucru din cariera mea, exact cum ați spus și dumneavoastră, face titlul tabloidelor mai mult. Nu l-am văzut eu primul pe Tavi Popescu, l-a văzut domnul profesor de la Nucet și domnul Badea de la Regal Sport. Eu l-am văzut la Regal Sport, am încercat să-l iau de acolo, de la Rapid, am încercat să-l iau de la Craiova, am încercat să-l iau. I-a fost propus lui Gigi Becali și eu i-am spus să facă tot posibilul să-l ia. Copilul știe adevărul, pentru că eu am comunicat cu el în continuu, în toată această perioadă în care n-am putut să-l iau. Pentru unii, Tavi Popescu pe o listă de telefon era un copil de 30.000 de euro și alții costau 60.000, 90.000. Și se pare că singurul copil pentru care am insistat din povestea aia a fost tocmai cel de care costa 30.000. Chiar o să mă uit și o să văd dacă mai am SMS-urile, dar nu asta e important și nu mă interesează. Asta este meseria mea. Dar a contat și cuvântul tău pentru patron. Încrederea pe care încrederea pe care Gigi Becali în mine, pentru că eu am muncit foarte mult în acea perioadă la Steaua. Dar cea mai importantă chestie pentru mine, la Steaua a fost adus un copil de la Hunedoara, de către Ionuț Luțu și de către Remus Ivănescu, pe numele lui Toma Vlad, născut 2004. Care este și acum? Este la Pandurii Târgu Jiu în momentul de față. Și eu am adus un copil de 2003 de la Baia Mare, fundaș central, fundaș dreapta, Paul Coza. Acești doi copii, întâmplător, pentru că așa se e povestea mai frumoasă, au fiecare cât un frate. Domnul Paul Coza, născut 2003, are un frate, Mario Coza, născut 2006, și domnul Toma Vlad, născut 2004, are un frate, Toma Nicolae, născut 2006. Am plecat de la FCSB, de la Steaua, și m-am dus la CFR Cluj. Acești copii au fost la selecția națională făcută de Federația Română de Fotbal. Bineînțeles, copii care și în momentul de față joacă la CFR Cluj. Am insistat la părinții fiecărui copil în parte să vină la CFR Cluj. Bineînțeles, uite, îmi dă o stare. Emoțiile. Da. Părinții acestor copii au ales să-i trimită pe copii la mine la CFR Cluj, în momentul respectiv, în loc să-i trimită lângă frații lor la FCSB. Pentru mine, lucrul ăsta, pot să spun că este cel mai important lucru din toată cariera mea până acum. Nu, pentru că a fost o confirmare a încrederii pe care ați reușit să o plantați. E foarte greu cu părinții. Feedback-ul de la frații lor... Zise noul părinte acum. Da. E foarte greu cu părinții. Este feedback-ul de la frații lor care... Practic te acoperă. Povestesc acasă cum au avut colaborarea cu mine pe 2, 3, 5 ani sau cât a fost cu fiecare în parte. Și acei doi copii au ajuns lângă mine la CFR Cluj. Pentru mine este cea mai, din punctul meu de vedere, pentru că în afară de partea fotbalistică intervine partea... De care spuneai de altfel. Care este iarăși foarte importantă. Un copil de 14 ani, de 13 ani. Am avut copii și mai mici de vârstă, asta pe care am ținut în mod deosebit să iau, care acum sunt în prim plan la Steaua. Copiii ăștia au venit la vârste în care nimeni nu ar avea curaj să-și lase. Pentru mine a fost o responsabilitate, sau este o responsabilitate enormă. Eu le iau apărarea indiferent de situațiile prin care îi trec, pe cealaltă latură, pe latura disciplinară.
unde nu este deloc simplu. Schimb mediu de viață, orașul. Eu nu-i las să se tatueze, nu-i las să-și pună cercei, nu-i las... pentru că nici mie nu mi-ar conveni. Pe genul meu e ei. Da, Dinamo, da. Pe genul... Apropo că vorbeam să fiu bărberit, despre... Pe genul românist. Bărberit? Este modul în care eu consider că trebuie disciplină. Să-l învăț pe un copil să treacă peste aceste ispite sau... Decizii neinspirate, poate, la momentul respectiv. Da. Ușor imature. Pentru un copil de 14 ani care vrea să-și facă un tatuaj. Da. Poate nu știe ce înseamnă. Și atunci eu, până ajunge să aibă discernământ propriu, eu trebuie să-i spun, asta face parte tot dintr-un proces de creștere și de a ajunge la mal cu toate problemele care, bineînțeles, în afară de partea fotbalistică, în afară de absolut orice, eu trebuie să am grijă ca el să nu aibă ieșiri în decor sub niciun fel de fel, nici fotbalistic. Ăla care ajunge la PSG la 21-22 de ani, ăsta de tatuaj. Da, uite. Fă-ți ce vrei atunci, ți-ai confirmat până la urmă valoarea. Da, uite, Bogdan, apropo de asta, pentru că fiecare echipă care se respectă în România, cu siguranță are un astfel de departament. De exemplu, un fost fotbalist ca și Cristi Pulhac ar putea intra, adică experiența lui. Dom'le, vreau să înveți și mie jucătorul respectiv. De ce spun asta? Pentru că Gică Hagi, de exemplu, din câte știu foarte bine, Iosif Rotariu este reprezentantul dumnealui în Timișoara, în zona de vest. Adică e nevoie să fi fost oameni importanți fotbalistic să spună ție o parafă, domne, Pulhac, te rog frumos, te duci acolo, vezi meciul ăla și îmi spui și mie de copilul ăsta care este în vizorul nostru. Are de plină încredere? Am fost fotbalist în fața ta? În anumite, în cazul Cristi, da. În anumite cazuri... Zic Bogdan că ți-o dă față. În anumite cazuri pot să spun că nu. Pentru că eu am avut certuri până să dobândesc acea încredere din partea patronatului. Pentru mine lucrurile sunt foarte clare. Pentru mine a vorbit timpul. Numai eu știu, de exemplu, cât m-am luptat să aduc anumiți copii la limita dintre juniorat și seniori și acum alții se laudă cu reușitele lor. Eu n-am pentru ce să demonstrez nimănui nimic. Eu îmi fac treaba, propun cine este în măsură să îi antreneze și să-i scoată la limba. Vis-a-vis de colaborarea cu un fost jucător, este imposibil să nu găsești, doar să nu vrei să nu găsești ajutor. Acum că vorbim strict de Cristi Pulhac, păi hai să luăm situația de astăzi, să vedem... ce jucători sunt eligibili să joace în prima diviziune? Ce jucători poate să joace la echipa națională a României? Ce jucători poate să câștige campionate, cupe, supercupe cu o echipă, să zicem, în top 3 în România all time? Da? Ați pomenit de Hagi. Hagi este un de Faru Constanța. Este probabil împreună cu CSU Craiova, cu CFR Cluj și cu FCSB, cele mai bine organizat club din România. Eu mă duceam la selecția la 2003 la Târlungeni, acum 5 ani sau ani de zile în urmă, singur. Și urmăream 100, nu știu câți, de jucători. De la Hagi venea o armată de... scouter. Băieți. Trecuți de prima tinerețe, pentru că e foarte important. Și eu, cu siguranță, la 60 de ani, o să am altă perspectivă asupra lucrurilor. Am început mult prea târziu. Iarăși, revenim în situația cu licențele și cu diplomele. Nu pot să mă compar cu o armată de oameni care au sute de meciuri la echipa națională, meciuri la echipa națională și dânsii vin într-o echipă să lucreze. Mai multe păreri, mai obiectiv, probabil. Nu, dar să știi că, da, la mine... foarte mult. Atât timp cât ai părere pertinentă și corectă vis-a-vis de o analiză a cuiva. Dar, Bogdan, știi să face diferența? Probabil se caută, în general, jucătorii, știu eu, de o calitate incontestabilă, atacanți, oamenii care iau ochii, mijlocași central, jucători cu gleznă fină, copii care au, în primul rând, aceste calități, sunt cei mai căutați și de câte scouteri? Depinde acum de cerințe.
în România există o penurie de fundași central și de atacanți de careu. Număr 9 clasic. Nu există la echipa națională. Avem, sunt, se convoacă jucători pe posturile astea, dar nu sunt ce a fost odată. Noi trebuie să ne gândim că din România este Belodedici, din România este Ciobi, din România este, putem să luăm Gică Popescu. Sunt fundași central de talie mondială. Mai este comparabil nivelul de atunci cu ceea ce se întâmplă în generația de față? Pentru că în momentul în care lucrurile avansează și în momentul în care societatea developează cu totul și cu totul alte și calități și defecte, automat, atât ramurile sportive cât și cele economice, industriale și așa mai departe, se schimbă. Adică toată lumea se raportează la ce a fost odată, dar din păcate nimic nu mai e ca ce a fost odată. Din păcate, da. Eu am dat acum niște exemple. Puteam să trec la atacant, să spun... Dă-ți mult mai mulți. Viorel Moldovan. Nu, am vorbit de aceste două poziții, de fundaș central și de atacant. În România nu există ce a fost. Putem să spunem că avem jucători foarte buni, jucători pe celelalte poziții. Funda stânga, dreapta... nici chiar funda stânga. Okay, nu mai. Da. Bogdan, scuze-mă, ca și tine și noi suntem în contact cu toată lumea fotbalistică și îmi spune un antrenor, Ionel, ești copil, eu fundaș central de 19 ani la echipa mea, niciodată. Exact ce spuneam, această optică, pentru că acolo fiecare greșeală, din păcate, se vede, iar antrenorul, care nu are deloc o poziție sigură, dacă clubul, cum spuneam și Pulhac, ar avea o linie mai unitară, atunci că toți ăștia tineri, de care te ocupi și tu, ar avea mult mai multe șanse să se afirme. Am zis și mai devreme, viziunea fiecărui om, în contextul global care există în lume în momentul de față, nu cred că există niciun club sau niciun, să zicem, patron care nu își dorește să aibă jucători de foarte mare calitate la echipă, tineri, indiferent de vârstă, să ia zeci de milioane. Nu cred că există argument la ce spunem mai devreme, nu neapărat ca și... Dom'le, nu există la mine la echipă fundaj central de 19 ani, dar există la Naționala Croației locul 3 la ultimul campionat mondial de 20 de ani, de 19 ani. Trebuie să ne aliniem și noi, dar niște adică, rigori. Da. Păi nu, valoarea n-are vârstă. Așa ar trebui să fie. Pot să vă dau N exemple. Valoarea nu are vârstă. Pedri, Gavi, nu știu mai cine, Ansu Fati, nu are vârstă. Musiala, băiatul din, de origine sârbă din echipa lui Bayern, valoarea nu are. Dacă pot să joc la Barcelona și sunt născut 2003, de un an și jumătate deja sunt plictisit, eu cu fotbalul european sunt un pic mai în urmă, poate nu sunt în măsură să vorbesc. Cu fotbalul autohton la obiect. Să, și nu neapărat de senior, dar la copii îmi permit să emit o părere. Noi avem calitate. În România există talent. Faptul că, din punct de vedere pedagogic, lucrurile s-au rupt total în ultimii ani, și aici pot să vin cu N argumente, asta nu înseamnă că România nu este la fel de bună cum era acum 25 de ani la fotbal. Și cu toate astea, undeva o ruptură se există creează. Există această ruptură care va fi... Pentru că talentul nu este suficient în nicio arie profesională. Nu este suficient, nu. Sub nicio formă. Talentul este... Ana Blandiana spunea așa. Talent avem toți. Dar este doar un mijloc de locomoție sau o metodă de tracțiune în care unii cară diamante, unii cară aur, unii cară materiale sintetice. Da? Deci fiecare... la modul cum se dezvoltă. De ce Faru scoate fotbaliști pe bandă rulantă? Asta a fost și politica de la început. Bun, pentru că el a mers pe premiza asta. Probabil trebuie să luăm, să învățăm de la ce se întâmplă la Faru și să scoatem și noi
în alte părți fotbaliști pe bandă rulantă. Păi uite, Bogdan, dacă îmi dai voie, am mai discutat treaba asta și acum chiar ne permite evenimentul. Noi care transmitem toate meciurile la echipa a doua, FC2 voluntar învinge Farul 2 Constanța, da, cu 4-0. Singurul jucător care a mișcat de la echipa lui Gică Hagi era Luca Banu, care, incredibil pentru mine, martor ocular, a fost scos la pauză. De ce? Răspunsul la a doua zi. A debutat seara la echipa mare a Farului, la 15 ani. Apropo de ceea ce spuneai. Relevant. În momentul în care cineva în România va conștientiza că este blajină regula Under 21, este prea permisivă, nu unu, nu doi, trei, obligatoriu în teren. Ungurii au înțeles, eu aștept cu nerăbdare meciurile cu Naționala Ungariei. Pentru că au fost foarte mulți specialiști care și-au făcut domne. Ungurii au jucători de zeci de milioane de euro. Sunt formați în Ungaria. Ungaria care la fotbal nu... Fost sub noi... Și un jucător, Bogdan, care... El trebuie să evolueze pentru a crește valoric, calitativ, el trebuie să evolueze, clar. Corect. Singura manieră în care el poate crește fotbalistic este să joace. Corect. Dar și atunci... Asta a fost și impusă situația asta, pentru că eu n-am prins-o. Păi bine, erau jucători, erau fotbaliști, un jucător Bogdan Costicea. Nu contează, dar cum spuneam noi, jucători și fotbaliști. Masa era mult mai mare de fotbaliști atunci. Acum mai greu de găsit, dar cei care sunt, din fericire mai există, trebuie să capete încredere. Să fie ajutați în drumul ăsta de performanță. Păi bine, nu mă încălzește. Și evoluție trebuie să fie nu doar din punct de vedere fizic și sportiv, și în celelalte arii, pentru că degeaba fizic și sportiv ești fără de greșeală, dacă tu la un moment dat și psihic poți să clachezi. Și, nu, și ne întoarcem puțin, degeaba faci parte din lotul unei echipe de Liga 1, tu jucător de perspectivă, probabil cu calități, dacă tu nu joci. Am și o întrebare. De când s-a impus regula asta cu Under 21? Pentru că eu am prins și puțin de Liga a doua și am prins și puțin și la Liga a doua regula asta, deși foarte mulți antrenori de Liga a doua se plâng pentru că nu găsesc jucători Under 21. Hai să vedem, de când a impus regula asta, câți jucători s-au făcut remarcați cu Under 21? Păi, nu știu dacă ai nevoie de... În primul rând că federația... a avut niște prestații cu Mirel Rădoi la Euro Under 21 pe care România nu le-a mai avut de foarte mult. Da, da, acolo sunt foarte mulți jucători care n-au activat în România. Adică aici mă refer la Ionuț Radu, la Pușcaș, la Andone, care sunt copii plecat, care au plecat mai de mici. Cu părinții la muncă în străinătate. Să vedem ceilalți, nu putem să raportăm totul la trei jucători care au avut șansa să fie de afară. Dacă ceilalți jucătorilor sunt în interiorul țării. Proporția a fost mare de jucători români. Da. Și indiferent de situație, atât timp cât tu ai o arie de selecție pentru Under 21, pentru că orice echipă din România nu putea să se prezinte cu un Under în lot. Îți trebuie minim 2-3. Și atunci nu poate astăzi Ionel, da, nu poate Bogdan, poate Cristi. Și atunci, fiind eligibil Under 21 pentru selecție la lotul național, are de unde să aleagă. Așa dacă ducem... Ea e foarte bună regula. E foarte încurajatoare. Foarte bună, dar eu nu cred că într-un sistem normal în care vrei să dezvolți ceva durabil pentru viitor, trebuie să vină cineva să-ți impună. Adică Federația Română de Fotbal vine și le spune... Chiar am discutat, am avut posibilitatea să discut cu Andrei Vochin despre chestia asta. Și mi s-a transmis așa. Nu vrea nimeni regula Under 21. Eram sigur. Okay. Da, nu vrea nimeni. Păi dar ce trebuie să vrea cineva ca eu să-mi supliment, să am posibilitatea să-mi suplimentez an de an bugetul? Da. Pentru că orice jucător tânăr, oricând poate fi vândut. De ce să nu fac lucrul ăsta? Pentru ce-mi doresc eu, de exemplu, la voluntari, fiind un club mic, să zicem, și totuși, pentru câțiva ani de existență, cu ceva trofee în vitrină, da? În condițiile în care, cel puțin eu vorbesc din punctul meu de vedere, la copii și juniori,
ai terenuri. Ok, există o suprafață de joc care necesită să fie schimbată, dar în rest ai tot ce trebuie. Tu poți să faci acolo o oază de fericire pentru sportul ăsta. În momentul în care ai sute de copii legitimați, la noi la FC Voluntari sunt peste 500 de copii legitimați. Și automat poți cumva să dezvolți această latură. A trebuit să fac o oarecare concluzie, pentru că timpul a zburat foarte repede și vă mai așteptăm pe, da, pe la noi. Sunt convinsă că și colegii mei, eu mai au câteva întrebări de pus, dar o să... Uite, vă așteptăm la ediția a doua a acestui subiect, că e foarte mult de discutat, dar asta e ce să facem. Cu timpul stăm din ce în ce mai prost. Ne vedem mâine, tot de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV.